În cramele românești se va produce în acest an cu aproximativ 50% mai mult vin comparativ cu 2012, adică 5,5 milioane hectolitri pe fondul unor condiții meteorologice favorabile. Arată o estimare a specialiștilor de la ziarul financiar pe baza datelor jucătorilor din această industrie. La o medie de 1 euro per litru la preț de producător, producția valorează circa jumătate de miliard de euro. Ovidiu Gheorghe, directorul general al Patronatului Național al Viei și Vinului, spune că anul acesta vom avea o producție bună. Avem cantitate pentru că a plouat, dar avem și o acumulare bună de zaharul în struguri. Cu acest nivel, România își va păstra poziția 11-a în topul celor mai mari producători mondiali de vin ocupat anul trecut, însă este departe de recordul de 6,7 milioane de hectolitri înregistrat în 2009. Și în alte state din Europa, producția va fi în creștere anul acesta. Franța, spre exemplu, cel mai mare producător de vin din lume, ar putea avea o producție de 45,8 milioane hectolitri, în creștere cu 11% comparativ cu 2012, însă sub așteptările inițiale. Producția din anul precedent a fost slabă, fiind afectată de secetă, de înghețul târziu și de grindina care a lovit majoritatea podgorilor. Dintre producători, Murfatlar așteaptă o producție cu 30% mai mare, Codnarea estimează un record, iar Agricola Știrbei de 10-20%. Investitorii privați din industria vinului au reușit în ultimii ani să îndrepte o parte din greșelile făcute de regimul comunist în acest sector și să readucă România în plutonul fruntaș al producătorilor mondiali de licori bahice. Chiar dacă domeniul continuă să fie destul de fragmentat, sunt multe firme care au dezvoltat podgorii cu întindere mare, concentrându-și business-ul atât pe cultivarea viței de vie, cât și pe producerea și comercializarea vinurilor. Performanța din această industrie se datorează în mare parte fondurilor europene atrase, fiind singurul sector economic din România care se poate lăuda cu o absorpție de 100% a banilor comunitari. Suprafața totală cultivată cu viță de vie însumează 181.000 de hectare. Multe dintre aceste terenuri sunt deținute de fermieri independenți care folosesc strugurii doar pentru a produce vinul destinat consumului intern. Sunt însă și în jur de 100 de firme private care au făcut o afacere profitabilă din această industrie a vinului. Sunt Silviu Calotă și nu puteam încheia decât cu un secret de-a lui Nea Bacchus. Fără poezie, viața e pustiu.